Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiț. Suntem pe stadionul municipal din Mediaș, unde parc așa ca o setare, o presetare, a început să plouă fix în momentul în care cele două echipe au ieșit pe teren. Sunt două echipe în formă în ultimele două etape. Hermannstadt deja revelația campionatului, 4 victorii consecutive. Șep și vine și ea după un succes răsunător, un 7-0 în fața celor de la FC Botoșani. A reușit două victorii consecutive în ultimele două etape. A căpătat din ce în ce mai mult tupeu Hermannstadt. Paraschiv, încă un dribling, Paraschiv! Ho, ce gol! Execuție magnifică în vinclu, la colțul lung, 1-0 pentru Hermannstadt din minutul 37. Am spus că n-a primit nicio minge cu fața la poartă și pentru că n-a primit și a făcut-o singur, dintre trei adversari, șut fabulos. Superb, cu piciorul stâng, așa își face mingea un atacant veritabil. A șasea reușită stațională pentru Daniel Paraschiv, cu opruț, iată, a apărut într-o zonă foarte ciudată pentru el, ce pasă bună, Babal Hasan, cu latul bună, iată, între adversari. Dan are și 24 de selecții la echipa națională a Ungariei. Ce ratare! Ce ratare a lui Aganović cu poarta goală! După ce Muțiu nu reușește să rețină mingea șutată de Varga, minge care prinde pământul, centrarea lui Ștefănescu, Nina, mingea în fața porții și este până la urmă gol! Ciobotariu este cel care împinge mingea în poartă, 1-1 din minutul 75. Insistența lui Șep și dă roade, deși jocul a suferit destul de mult. Aici să vedem cine a reluat până la urmă spre poartă. Ciobotariu este într-adevăr cel care înscrie după ce Butean a respins, dar a respins chiar în piciorul Varga. Varga șutează bine! Traiectorie bună a mingii, șut de pe loc. Mingea se duce puțin alături. Centrarea lui Ștefănescu, gol! Pavol Gianfranco! Două faze fixe, două goluri. Șepși întoarce rezultatul. Primul gol de la revenire pentru Gianfranco, la abia al doilea său meci din acest sezon. Spuneam, a mai jucat doar 23 de minute în meciul